Trafic intens la mai multe puncte de trecere a frontierei spre Ucraina. Cele mai mari cozi s-au format în vămile Briceni, Rosoșană, Larga, Chelemenț și Criva Mămăliga. Potrivit ofițerului de presă al Poliției de Frontieră, Raisa Novitski, în această perioadă moldovenii pleacă în vacanță la munte, iar din această cauză fluxul de mașini este mai mare. Astfel, călătorii sunt îndemnați să folosească și alte puncte de trecere pentru a evita aglomerarea. Potrivit Poliției de Frontieră, doar în primele două zile ale anului, prin punctele de trecere din țară s-au înregistrat 36.650 de traversări. Dintre acestea, peste 22.000 doar pe sensul de ieșire. Cele mai aglomerate au fost aeroportul internațional Chișinău și Vama Leușeni.